Mi se pare că oamenii care sunt foarte deștepți nu au nevoie de accesori și de nimic altceva. Recunosc că nu am întâlnit a doua persoană ca și mine. Mă flatez în sine. Mă, eu sufăr niște transformări de ceva vreme. Voi sunt singură întotdeauna, mă, eu. Mi-am dat seama târziu, tu știi, am făcut 40 de ani și mi-am dat seama că eu am fost singură întotdeauna. Cred că da. Ai suferit? Nu, mă încorsetează, nu suport sărăcia. Păi ca să-mi cumpăr pantofi, am amantat lustra. De aceea mă aflu încă în Dristor, într-o chirie de 60 de metri pătrați, unde mă copleșesc hainele, accesoriile și greutatea minții mele. I-am tăiat mamei tot ce exista în casă. Mama era extrem de elegantă. Mă văd mamă de 3 copii în continuare, deși am 40 de ani. Deci părinții mei sunt... Nu aș putea să-i descriu. Uite, eu plâng foarte rar. Mi-a spus să nu mai sunt niciodată, eu nu mai sunt copilul ei. Ea n-a crescut și educat un asemenea monstru. Și am atras privatul de ani cu minte, când a aflat că sunt virgină. Făceau chestiile astea. Ideea este că da, eu am fost amanta cuiva în 2 săptămâni, pe cuvânt. Deci în 2 săptămâni am făcut testul, am rămas însărcinată. Am pierdut sarcina în 3 luni. Facem sex până rămâi însărcinată. Îți fac cea mai frumoasă fetiță blondă cu ochii albaștri din lume, așa mi-a zis. Băi, vie, e vie, 5 luni e în fiecare zi, 5 luni nu mai e. După aceea e un an, după aceea 2 ani nu mai e. Ca să zicem pe românește, de în ultimii 3 ani din viață, cred că am fost cea mai săracă. Ultimii 3 ani, 4 din viață, pot să spun că au fost cei mai nașpa. Mihai, am venit la Bravo, așa mi-a zis sora mea. Dar asta e poveste, nu știu dacă pot să zic. În general, noi ăștia superficiali nu vrem să arătăm că suntem doamne, iar dânsele care sunt cum sunt, ele vor să arate că sunt doamne. Imaginați-vă unicornii adăugați emoții de 100 de ori, iar atunci veți descoperi cel mai colorat personaj pe care l-a văzut vreodată televiziune. Ea este Silvia Popescu. Iar el este Mihai și mulțumesc pentru invitație. Oana sau Silvia? Oana. E o confuzie ușoară referitoare la numele Oana tău. Oana pentru prieteni, Silvia pentru audiență. Pentru audiență? Da. Adică ai construit un personaj numit Silvia la televizor? Măi nu, pur și simplu a fost vorba despre faptul că în buletin mă intitulez încă Silvia Elisabeta Zisăși Popescu, nume sub care nu mă regăsesc din niciun unghi, din nicio poziție, din nicio strâmtoare. Mi-ar plăcea să mă intitulez Yvonne, Y-V-O-N-N-E și o să mi-l schimb pe parcursul. Păi și Oana de unde? Oana de la mama, Mihai. Că mama, cred că pe timpuri, luase ceva pască. Înainte să pună Silvia și altele, și a zis Oana să fie vorba de noi. Nu-mi place nici Oana, detest numele mele și mai ales că numele știi că îți influențează destinul. Niște nume alese prost unui copil. Okay. Știai asta? Nu. Îți influențează foarte mult destinul să știi numele. În ce sens? În toate sensurile posibile. În primul rând, un nume bine ales. Da, dacă ar ști părinții că anumite litere, de exemplu, uite, într-un nume, dacă ai niște litere ca Y, X, W sau chestia astea, potențează. Sunt niște cifre, deci fiecare literă corespunde unui număr și atunci fiecare număr, cifra adunată, dă un număr. Care număr pe scara vieții, pe matricea asta și așa mai departe, îți dă o direcție. Însă, te întrerup o secundă... Însă, astre sau chestiile astea, științele astea, nu dispun, doar predispun. Și atunci să zici că e, da, mai bine și voia Domnului. Și adică destinul tău putea să fie diferit? A, bineînțeles! Adică putea să fiu eu acolo și aici. Nu, eu te întrebam doar dacă era loc de mai mult în destinul tău. Păi este loc de mai mult. Mi-am făcut astrograme, numerograme și așa mai departe. Am o matrice extraordinară. Și fără să-mi fac matricea asta, eu am știut despre mine că sunt un om super powerful, adică doar în momentul în care intră într-o căpere se vede asta prin energia pe care o eman. Trebuie să mă laud. Așa? Și atunci, da. La ce ziceai tu? Nu e o cruce greu de dus? Să fii cea mai puternică voce dintr-o încăpere? Nu e greu de dus crucea asta să fii mereu la fel? Măi, depinde de încăpere. Că vezi tu, sunt încăperi și încăperi. Sunt încăperi de-astea mici, cu tavane joase, sunt încăperi de-astea înalte, mari, cu tavane ridicate, știi, de 20 metri. Și atunci cred că ecoul faci în momentul în care ești într-un loc din ăsta mare. Te întrebam în alt sens. Dacă nu are lumea pretenția de la tine să fie atât de efervescentă tot timpul,
nu. Cea mai mare pretenție de la mine o am eu. Și cel mai nasol este că în viața asta eu am o, băi, am o boală, mă. Și mi-am dat seama că în ciuda acestui timp pe care eu l-am petrecut puțin din viața mea de altfel pe scena asta pe scenă în spatele televizorului, ca să zic așa, m-a făcut să-mi dau seama că cele mai mari pretenții la mine le aveam tot eu, mă, nu lumea. Și este foarte greu când toți ceilalți te plac așa cum ești, dar tu totuși îți găsești un dar după fiecare cuvânt. Dar. Și continui să fac asta în continuare. Adică ce îmi spui tu mie? Că tu nu te placi la fel cum te plac ceilalți? Nu mai plac. De ce nu te mai placi? Pentru că probabil că odată cu cunoașterea, vezi cum ai zis-o, și cunoașterea în sensul ăla, și cunoașterea unor anumite persoane din viața mea, cu un anumit statut social, cu un anumit potențial mental, îți dai seama că nu ești mare așa pe cât te credeai tu sau te vedeai sau te vezi în oglinda ta mică de acasă. Sunt oameni în care în fața cărora ești mic, indiferent de cât de multe tu exprimi pentru majoritatea, vor fi întotdeauna câțiva pentru care în mintea mea, știi? Nu sunt suficientă. Și automat atunci vine chestia asta. Dar se poate mai bine, dar pot mai mult. Îmi poți da o situație în care te-ai simțit mică? Băi, cred că m-aș simți... Nu... Uite, Dumnezeu nu m-a pus încă în situația aceea, dar mă pun eu mental și un imaginativ. Exemplu, păi uite, dacă aș fi la masă, de exemplu, cu domnul Pleșu, eu fii atent, acum vorbesc și chestii, poate zici că sunt nebună, dar eu admir foarte mult și citesc pe domnul ăsta. Și îmi plac și Horațiu Mănele, și îmi plac Oana Pelea și așa mai departe. Ei, îți dai seama că în fața unor asemenea coloși, ești nimic. Degeaba tu pentru o lume întreagă ești wow, eu mă raportez la... Mă compar cu cei de peste mine, cu genii, cu oameni, că de fapt așa mai sunt oameni, sunt supra-oameni. Și atunci vine darul ăla, ai putea să faci mai mult, să citești mai mult, să vezi dar mai mult. Dar cine a pus presiunea asta pe tine? Bă, eu o pun, tocmai asta spuneam, că nu, deci nu pune nimeni. Înainte de tine? Niciodată nimeni, eu dintotdeauna. Întotdeauna mi-a plăcut să fiu buricul. Poate am fost în anumite ipostaze din viața mea, dar mi-ar plăcea să fiu și în altele, mult mai în altele, mai în toate. Păi, mi-aș făcut să fiu cea mai cultă dintr-o încăpere. Îmi place chestia asta. Mi se pare că oamenii care sunt foarte deștepți nu au nevoie de accesori și de nimic altceva. Să urmărești că la un om, acum mă exclud din această categorie pentru că mie îmi plac hainele, dar să urmărești cu cât ești mai împopotonat, cu atât ai mai puțin de spus. E ca și cu funcțiile. Cu cât o funcție are o denumire mai lungă, cu atât implică mai puțină responsabilitate. Păi cumva se bat lucrurile cap în cap. Cumva, dar nu e... Tu ești un om foarte împopotonat. Mie îmi și place să stârnesc și să las reacții greșite. Uite cum fac din piciorul ăsta, dar nu știu de ce. Vezi? Că dacă aș avea mai mult cuget acum, eu eram pe un echilibru emoțional mai tare și nici mă mișcam așa, nici măcar un fir de păr. Acolo vreau să ajung eu. Când treci tu tsunami pe lângă mine și mie nici geana asta nu-mi face câși. Vezi? Eu vreau să ajung la profunzimile alea. Deși profunzimile mele sunt deep și nu foarte mulți au șansa să le pipăie, eu... Ce înseamnă profunzime? Băi, știi cum e vorba aia? Că oamenii nu pot fi toți cântăriți cu aceeași unitate de măsură sau măsurați, da? Fiecare are adâncimi, fiecare sunt scurți, adânci, după câte vede ochiul, mintea și audă urechea. Tu, de fapt, îmi spui mie acum altceva. Ce? Să nu mă uit la tine și cumva să te cred superficial. Că ești mai profundă decât rochia asta roz și clama din păr. Băi, eu sunt un amalgam de multe chestii. Ce-mi place că am oglindă acolo și mă uit la... Băi, îmi place să cred că sunt un amalgam de multe chestii și recunosc că nu am întâlnit a doua persoană ca și mine. Mă flatez în sinea mea, dar repet, vin momente în care mai dai de oameni ca ceilalți și atunci îți vezi barierele, limitele, îți vezi potențialul cu adevărat și te sperii și mai pui darul ăla. Dar... N-am lămurit-o. Crezi că eu te-aș considera superficială? Mihai, noi ne și am mai avut așa de... Ne-am mai întâlnit, ne-am mai intersecționat cumva și poate ți-am mai lăsat cumva senzația că nu sunt chiar atât de superficială, dar cred că pentru mințile necoapte încă, fetele care fac doar modă, se îmbracă sclipicios și dau din gură bine, sunt doar atât. E ca atunci când vorbeau cele care făceau modeling despre asta.
fetele care fac modeling sau fac modă nu sunt doar atât. Dar moda privită de majoritate pare o chestie extrem de limitată, superficială și frivolă. Nu e asta. Hai să stăm în oglindă de acum încolo, să vedem, de fapt, cum ești tu. Cine ești azi tu, Oana? Cine ești în realitate? Cum ești tu cu adevărat? Măi, eu sufăr niște transformări de ceva vreme. Sufăr niște transformări și adică eu vreau să mă perfectez, dar pe toate planurile. Atât, măi, eu repet o chestie pentru că m-a marcat foarte mult această chestie în viața asta, un citat frumos. Mi-a zis așa, eu sunt un punct care vrea să fie o linie, care vrea să fie dreaptă. Și chestia asta mă urmărește de când am citit acum 10 ani de zile. Mi s-a părut extrem de simplă, dar în același timp complicată. Oana este, în primul rând, în căutarea iubirii perfecte de sine sau iubirii de oameni. Eu foarte mult îmi doresc să ajung să iubesc lumea din jur, mă, la fel cum mă iubesc, nu știu, iubesc copilul, pentru că mi se pare că doar în momentul în care iubești și poți să dorești iubirea asta, restul se aliniază. Asta e secretul vieții. Deci, în tot ce am citit eu de-a lungul vieții mele, se spune așa, când ajungi în momentul acesta în care iubirea acoperă totul, atunci ai evoluat și ești într-o tăcere și o liniște cu tine și pace și toate vin. Funcționează câtă vreme ești și iubit. Mie îmi place să cred chestia asta, că într-adevăr funcționează câtă vreme ești iubit. Marii înțelepți spun că iubindu-te pe tine, ți-e suficient. Nu mă regăsesc în chestia asta, sunt nicio formă. Eu am nevoie de iubire. Nu funcționez fără iubire. Nu, stai puțin. Acum, de vreo câțiva ani, mă, asta. Că până acum câțiva ani eram bine cu mine însă, dar acum recunosc că îmi doresc un partener de viață și mă refer la iubirea asta, de cuplu, da? Am nevoie de un partener în viața mea. Mi se pare că femeile, ca și bărbații, când au o prezență masculină, feminină, se reflectă în viața lor. Sunt altfel. E singură? Da. De cât timp? Cred că sunt... Păi mă emoționez. Voi, sunt singură întotdeauna, mă, eu. Mi-am dat seama târziu, tu știi, am făcut 40 de ani și mi-am dat seama că eu am fost singură întotdeauna. E groaznic sentimentul. Eu te mă emoționez când fac asta. Barbie, refresh yourself. Da, uite, mi-am dat seama că sunt singură și am fost tot timpul singură. Deci eu nu am avut o relație normală, o relație... o relație. Până acum câteva luni de zile, când am întâlnit pe ceva care, într-adevăr, pentru puțină vreme, m-a făcut să simt normalitatea asta a relației. Și da, eu tânjesc după asta. Păi și unde? S-o dus, că vezi, Doamne, în oglindă spune când îți ghicește că sunt bulversantă. Adică te-a lăsat că ești prea mult? Cred că da. Ai suferit? Băi, am suferit cumva, da, am suferit. Tu știi, cam toată viața mea mi s-a spus asta. Ești prea bună pentru asta, trebuie să pleci. Ești prea mult pentru ceva, nu poți. Trebuie ceva mai mult decât... Deci nu te domini. Știi, adică la mine toată a fost o chestie asta. Deci eu mă învârt între acești parametri. Păi de ce nu faci? Nu te iau la nimeni, că n-ai. Ești prea, ca să întâlnești pe unul care te domină din toate punctele de vedere, e greu. N-ai, nu întâlnești aici în Dristul unde stai tu sau chestia asta. E, așa e despre cam toate sferele astea sau aspectele vieții mele. Hai să mergem în Gorj. În Gorj? În Gorj. Să știi că... Bă, întreabă. Nu da. Vrei să mergem în Gorj? Mie nu vreau să merg în România. Eu de ceva vreme am o repulsie față de România și față de cam tot ce există... De ce aveai o repulsie față de locul de unde vii? Am o repulsie. În momentul ăsta din viața mea, mi se pare că țara în care sunt nu m-a ajutat sub nicio formă, din niciun punct de vedere. Și consider că am făcut lucruri, nu știu... Sau am arătat chestii despre mine, sau m-am dezgolit, m-am dezbrăcat de cu, nu știu, de multe. Și sunt sătulă de chestiile astea admirative, verbale, de planuri de astea eșuate. M-am săturat de chestia asta și cred că da, am o repulsie față de România. Înseamnă că nimic nu e ok aici în țara asta. Te duci acasă? Rar. De câte ori? Foarte rar. Uite, mi-ai pus o întrebare interesantă. Chiar mă gândeam să merg pe la mama. Când ai fost ultima oară? Multe luni în urmă. Deși eu, măi, eu sunt dintr-o... Păi, provin dintr-o familie cu multă dragoste. Eu nu mi-am simțit niciodată nimic. Am avut cea mai frumoasă copilărie, cred că am. Eu copilărez la 40 de ani. Și totuși, nu mă duc acasă. De ce? Mă încorsetează, nu suport sărăcia.
Unde acasă de la mine? Eu sunt extrem de influențată de tot ce mă înconjoară. Și acum în platou, eu văd ce este în neconcordanță cu... Scoici, ce caută scoicile pe masă aici? Nu le văd sensul, niciun fel. Adică eu sunt extrem de atentă la detaliile din jur. Mă influențează decorul, arhitectura, oamenii din jur, plasa pe care o porți pe gât, masca de la gât care nu e aceeași culoare cu... Mă influențează toate lucrurile astea și atunci când sunt într-un mediu în care nu mă pot simți bine, îl evit. Nu-mi plac chiciurile, nu-mi plac ieftiniturile, nu-mi place nimic din ce este de 2 lei. Nu-ți place acasă? Îmi place acasă, dar acasă face să fie la 300 de kilometri distanță, merg pe niște drumuri, nu știu cum, șerpuite. Când ajung acolo, lumea e simplă, limitată, este... Nu-mi place chestia asta. Repet, este momentul din viața mea pentru că probabil sunt cea mai nemulțumită de felul în care mi se întâmplă viața, de felul în care curge profesia mea. Și atunci cred că asta se reflectă în lucrul ăsta, știi? Unde ai copilărit? La Târgu Jiu. În Târgu Jiu sau lângă Târgu Jiu? Nu, în Târgu Jiu. În Târgu Jiu. Bine, merg în vacanță la bunici. După, acum, cred că 15 ani, m-am mutat la casă. Adică am vândut apartamentul din oraș, la unor prostii pe care le-am făcut, bineînțeles, și m-am făcut o casă cu tatăl meu. Cum și adică prostii pe care le-ai făcut? Măi, Mihai, am făcut grave, mă, în viața asta. Păi ca să-mi cumpăr pantofi, am amantat lustra. Tata avea o funcție de asta și mai primea chestii interesante. Cristale, băuturi dintre astea așa. Ar fi putut să fie mare tatăl meu, dar pentru că era un idealist ca și mine și nu s-a plecat niciodată pentru nimic și s-a mulțumit cu cercul ăsta făcut așa cu compasul, a rămas acolo. Iar eu ce făceam? Luam lustra asta sau ce mai luam și le lăsam la manet. Luam aurul mamei și le lăsam la manet. Să-mi iau pantofi. Păi și apartamentul cum l-ai pierdut? Băi, apartamentul l-am pierdut pentru că... Mi-a pus părinții să investească într-o afacere a fostului meu iubit, tatăl fiicei mele. Și pe lângă acel apartament am pierdut foarte multe alte apartamente. De aceea mă aflu încă în Dristor, într-o chirie de 60 de metri pătrați, unde mă copleșesc hainele, accesoriile și greutatea minții mele. Dar reacția mamei tale când te duceai la amanet cu lustrele din casă, care era? Eu am o chestie foarte frumoasă din totdeauna. Îmi asum tot ce fac, chiar dacă este cea mai mare greșeală, cea mai oribilă, cea mai scabroasă. Mă duceam după draperie și aveam și o draperie. Îi spuneam, mami a făcut o prostie iarăși. Sau... Și mama venea grăbită și ce prostie ai făcut? Mami, ți-am luat, am vândut alea, mami, am lăsat la baret. Băi, ziceam, eu eram un copil foarte cuminte. Nu, dar nu făceam niciun fel de prostie, nu umblam cu băieții, nu fumam, nu, nimic, absolut nimic. Băi, dar hainele, i-am tăiat mamei tot ce exista în casă. Mama era extrem de elegantă. Uite, îmi pare rău că nu am fost pregătită să aduc niște poze cu maică mea, să-ți arăt cum se purta și ce purta în acele vremuri crâncene. Cum și o cheamă pe mama? Mama o cheamă Antilina. Cum? Antilina. Antilina? Pe mama o cheamă Antilina, pe sora o cheamă Nobica, Zenovia. Și da, și au un nume din ăsta. Și pe tata un banal Constantin. Dar acest banal Constantin a avut de această efervescență, așa să facă un asteroid din ăsta. Silvia, iubești? Știu să mă iubesc, dar nu iubesc. Știu să mă gătesc, dar nu gătesc. Îmi place să repet asta tot timpul, o spun pentru că mai primesc această întrebare în puținele ocazii când eu las să mi se ia câte o intervievere de asta. Doar te întreb pentru că perspectiva filme. Ta este... Sumbră? Nu, este fresh. A, da, evident. Mă văd mamă de 3 copii în continuare, deși am 40 de ani. Da, eu vreau să iubesc. Cum, dar... Nu, doar te întrebam dacă specific pe ei îi iubești. A, pe părinții mei? Da, dar păi sunt... Nu există părinți ca ai mei. Nu, crede-mă, nu există părinți ca ai mei. Sunt mulți părinți buni. Dar dacă ți-aș povesti la ce am supus, prin ce am trecut, băi, este mult prea intim. E mult, 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 mult prea intim. Spune-mi câteva din ele, la ce ți-ai supus părinții? Eu personal nu, dar am iubit cum rar iubești pe pământ pe cineva, doar așa cred că cum Dumnezeu cred că și-a iubit pe Iisus, am iubit-o pe tatăl copilului meu. La modul că, la un moment dat, dacă îmi cerea să-mi tai mâinile de aici, mi le tăia, mi-am făcut chiar o chestie de asta, am zis, băi, o să-mi las mâinile dacă are nevoie.
Am iubit în așa fel, în așa hal încât dacă aveam mâncare în frigider, nu mă atingeam de ea, pentru că știam că îi place lui acel obiect și poate venea întâmplător acasă și nu găsea. Am iubit la modul la care mi-am pus părinții să-și scoată toți banii dintr-o bancă să-și dea pentru o afacere să investesc în ea. N-a mers. După ce au făcut asta, am o poveste cu tatăl ei destul de ciudată și grea. Grea, nu pentru mine neapărat, dar pentru omul de rând este o poveste grea să fii alături de cineva dincolo de limitele umane posibile și imposibile. Iar părinții tăi, chiar și după ce au intrat în faliment, le-ai vândut casa, le-ai vândut masa, le-ai dat, au ajuns la o pensie, să trăiască din pensie, mama, care era o femeie care câștiga foarte bine. Ei îmi spun în continuare te iubesc și în continuare îmi dau bani de chirie când nu am sau de... dacă vreau să-mi cumpăr ceva sau dacă nu îmi cresc copilul, mi-l iau și în fiecare seară mă sună să spună că mă iubește. Uite, vine să plâng. Deci părinții mei sunt... Nu aș putea să-i descriu. Uite, eu plâng foarte rar. Sănar. Și mama mi-a spus chiar acum, are 70 de ani, și mi-a zis: mami, deci dacă eu aș avea în continuare bani, nu te-aș pune să muncești niciodată nimic. Deci eu ți-aș da tot ce vrei tu pe pământul ăsta. Deci mama așa cum, la 70 de ani, vine și îmi face micul dejun în pat, fiicei mele la fel și... Băi, mi-au dat tot ce se poate pe pământul ăsta. M-au iertat și nu mi-au reproșat-o niciodată, indiferent cât i-am făcut. Cred că i-am cheltuit maică-mii cel puțin 5 apartamente în București și mulți alți bani. Dar nu ți-a reproșat niciodată nimic? Nu. Să fie asta iubirea... Măi, nu știu dacă este neapărat iubirea și reproșează faptul că nu a știut să-mi ceară în schimb ceva. Ea n-a crezut, de exemplu, mine cu moda, că mie îmi place moda și că sunt pasionată de mică, neavând pregătire în domeniul acesta și mama fiind comerciantă, având în sânge spiritul ăsta, ea se gândea să fac să am o profesie din care să câștig clar niște bani, să fie ceva palpabil. Și atunci mă îndruma către profesoară. Moa, profesoresă. Și am zis, de ce profesoresă? Păi, eu știu, mamă, de ce ai învățat? Și zic, tu faci tu profesoresă, că eu nu. Eu am ajuns la o facultate, am făcut-o și pe aia, luam banii de rată, îmi luam cizme de ele. Deci acum 20 ceva de ani luam cizme cu 7-8 milioane pe lună. Imaginează-ți, acum 20 ceva de ani. Și mama îmi plătea ratele de câte 4-5 ori. Eu mâncam la restaurante, mă îmbrăcam mișto așa, dar cu cartea mai puțin. Adică nu mă interesa chestia asta, eu eram pasionată de modă. Modă era viața mea. De ce ți se spunea frișca? Mi se punea frișca. În copilărie? Aveam o chestie. Eu eram vestită pentru că în permanență eram țiplă așa, extrem de curată, de atentă, de grijulie și purtam o fustă, o spălam de 6 ori pe zi, 5-6 ori pe zi, albă cu o dungă roșie. Măi, și era albă ca spuma și îmi toți îmi ziceau că sunt curată și albă și frumoasă ca o frișcă. Frumoasă nu eram, că nu zicea cum am frumoasă, simpatic așa. Aveam eu pe vinoncoa, unii l-au pe dete mai încolo, eu l-am pe vinoncoa, știi? Și atunci... cumva, m-ai făcut să plâng, nu pot să cred că am plâns la emisiune, Doamne, bă, m-ai plâns atunci, în fine, hai că m-am emoționat. O să vreau să ne întoarcem un pic. În timp. Nu în timp. La părinții tăi care sunt acum la Târgu Jiu, te încearcă un soi de regret că ai fi putut să fii diferită pentru ei? Nu mă încearcă, singurul regret care mă încearcă față de părinții mei este acela că nu petrec timp cu ei. Și mor, într-o zi o să moară. Și nu o să-mi ior niciodată că nu mi-am petrecut timp cu ei cât mi-aș fi dorit. Pentru că eu am fost mândri de mine când am fost la concursul acela și le-am demonstrat că toată dragostea asta mea pentru haine nu a fost în van. Mama mă suna într-o zi și mi-a zis așa: măi, fetiță, fii atent ce spun, îți arunc toate hainele. Măi, Oana, arunc? Mamă, mi-am ucegăit dulapul. Deci eu m-am săturat. Și eu zic: măi, mamă, lasă-le, mă, fată, mă, lasă-le, lasă-mi-le acolo. Măi, mamă, unde iei tu, mamă mică, toate astea pufușenii? Și unde iei tu paietele pe tine și zorzoale? Dacă n-ai unde să te duci, Oana? Și fiam și ziceam, așa am zis, bă, lasă-le acolo! Pentru că eu o să mă duc ele pe o scenă în viața asta. Păi, așa spuneam. Și eu am scris biletul ăla, am și spus la Bravo. Eu, înainte să apar la Bravo, mi-am scris pe hârtie că eu în 2016 o să fiu celebră, bogată, mi-au un Fiat 500, dau mâna cu Gianluca Vacchi, nu știa nimeni despre Gianluca Vacchi în momentele acelea, eu îl descoperisem cu mulți ani în urmă și îmi plăcea filozofia lui de viață, felul în care își trăia și vedea lucrurile. Era departe față de noi. Și îl citeam și atunci pe ăsta și admiram și atunci pe Pelea și pe aia, adică să nu... Ei, și mi-am scris chestiile astea pe hârtie și eu tot timpul m-am văzut mare, dintotdeauna.
Ei, părinții mei s-au bucurat enorm. La început, când m-au văzut, inițial, mama mea să nu mai sunt niciodată, că nu mai sunt copilul ei. Când am apărut primele ediții ale emisiunii, în culpă, bravo, ai stil, mi-a spus să nu mai sunt niciodată, eu nu mai sunt copilul ei, ea n-a crescut și educat un asemenea monstru. Monstru? Da. Că nu se poate să continui și în fața unor oameni să mă exprim cu atâta ușurință și libertate. Ea m-a crescut pe mine foarte dezinvoltă, să-mi spun tot ce simt, cum o cresc pe Violet. Eu cred că cel mai frumos în viața asta la un om este sinceritatea. Nu aspectul fizic, nu ce ai în cap, ci sinceritatea, educația și sinceritatea. Iar mama m-a făcut să vorbesc despre lucrurile astea. Dacă mie nu îmi place ceea ce îmi face, eu îți voi spune întotdeauna, pentru că nu am cum să suport durere sau ceva, nu am venit pentru asta pe pământ. Ci să-mi spun că asta mi se potrivește și asta nu. Și a spus că nu mai sunt copilul așa. Cum îmi permis să fiu în halul ăsta pe scenă? Ei, dar ulterior, după ce oamenii au plăcut această fațeta mea și m-au plăcut cu tot, cu ambalaj, cu interior, cu tot, seama, au fost fericiți, pentru că mă întrebai dacă am vreun regret sau ceva legat de ei. Și atunci eu le-am demonstrat că pasiunea asta de ani a mea s-a concretizat și s-a transformat într-un bulgăraș extrem de strălucitor și nu odată, de două ori. Și nu m-am chiar făcut mândri, plus că au avut diverse beneficii de pe urma faptului că mă cunoștea lumea și le facilitau diverse chestii. Ce te-a adus în București? Zi-mi ziua când te-ai hotărât să vii aici. Eram la Bucu Târgu Jiu, Virgilă. Aveam 19 ani și jumătate și am zis așa. Eu fiind foarte evoluabilă, efervescentă, dezinhibată, mă îmbrăcam în toate chestiile alea, eram pe mese, în permanență, mă distram ca în filme. Doarești Paris Hilton, mai făceam asta atunci. Am plecat la Târgu Jiu, mi-aduc aminte. Nu credea nimeni că eu aș fi virgină. Și am zis, băi mamă, eu mă duc la București și primul bărbat, cel mai șmecher, cel mai extravagant, cel mai mișto, eu cu ăla mă pun. Ca să știi. Măi, Oana, măi, mamă, eu te-am crescut, măi, mămică, fii atentă că acolo mai golani. În fine. Și am ajuns la București, la facultate, bineînțeles. Nu te-ai mai uitat înapoi? Nu. Eu fugeam din Târgu Jiu constant cu prietena. Adică eu plecam în București de la 15-14 ani. Plecam la cluburi, plecam la mare. Făceam de-astea, extravagante de-astea. Și nu m-am regăsit niciodată, că apropo de orașul natal, nu mă regăsesc în orașul acela sub nicio formă. Singura chestie care e normal e familia ta și Brâncuș. Familia mea este sacră. Eu pentru oameni, iarăși, valori în viață, cred că trebuie să fie familia, nu știu, loialitatea, principiile astea solide, trebuie să le ai până la urmă. Și familia este pentru mine totul, deși nu se reflectă în acțiunile mele. Nu ar părea. M-am pe mama, dacă o întrebi, ea nu știe că iubesc foarte mult sau la. Poți să-i spui acum? Da, îi spun și la telefon. Mami, să știi că te iubesc enorm. Și pe tine, tati, tata nu mi-a zis niciodată te iubesc. Tata nu zice niciodată te iubesc. Singurul om căruia îi spune este Volet, că este lumina lor. Și bă, vă iubesc de... Știți voi, vorba mea, mă cac pe mine cu vine vorba astăzi, viața mea și fără voi l-aș fi nimic. Nu știu dacă o să mă revanșez vreodată pentru tot ceea ce ați făcut față de mine, deși mă rog în fiecare zi a vieții mele de mulți zeci de ani că mi-aș dori să ajung în momentul în care să pot să le fac cadouri. Ei, știu eu ce fel de cadouri le plac lor, mama mea place să călătorească foarte mult și să-i duc astea, unde vor ei, în fine. Ai venit în București să înveți, numai că undeva în cotitura vieții tale avea să apară un bărbat, da, care bărbat. Nu doar că ți-a schimbat viața, te-a schimbat pe tine din rădăcini. Tot. Este vorba despre tatăl fiicei mele. Fiicei tale. Da. Alături de care ai stat 12 ani. Cum l-ai întâlnit? Îți aduci aminte ziua? Ai știut că e dragoste la prima vedere, că e el? Măi, dacă mă întrebai acum 5 ani chestia asta, deci acum fix 5 ani chestia asta, îți răspundeam clar, a fost dragostea vieții mele și da, a fost, m-am mișcat, în topografia inimii mele până în momentul respectiv era Himalaya. Am iubit cum nu aș fi crezut că sunt capabilă, nici pe fica mea când am născut-o, nu am iubit-o cât am iubit pe el. Și am stat și mi-am analizat foarte bine sentimentele. Nu știu dacă, dacă neapărat vorbesc corect, am iubit-o, ci
atât m-a bulversat energetic această persoană și atât mi-a dat peste cap repere, principii, idei, valori, încât în momentul ăla, acum 5 ani, spuneam ceea ce tocmai ți-am spus. Dacă mă întrebi acum, după ce mi s-a întâmplat să întâlnesc două persoane extraordinare în viața mea, care mi-au făcut să-mi fugă pământul de sub picioare din prima, adică mi s-a ars lumina la parter, mansardă, ajuns doi, poziționată ierarhic, nu ar fi fost el dragostea la prima vedere, dar recunosc că gesturile pe care le-a făcut inima mea, psihicul, memorii, sentimente, tot ce există într-un om de la suflet la corp, nu au mai fost capabile ulterior sau cred că nu ar mai fi capabile ulterior de gesturile. Cine era el? Poftim? Cu ce se ocupa? Cine era el? Măi, era, pot să spun că în afară de faptul că avea foarte mulți bani, era extrem de citit așa. Era o persoană foarte informată, foarte, foarte carismatică. Ce înseamnă extrem de mulți bani? Să zicem că avea o cifră de afaceri de 60 milioane de euro. Mulți bani, mulți. Și lăsând la o parte numărul banilor, contează ce faci cu banii. Pentru că sunt oameni care, deși au 500.000 de euro, trăiesc ca unii care au doar 5.000 pe lună. Ei, sunt oameni care au doar 20.000 și un nivel de viață de 300.000, pare. El făcea... El nu era niciunul dintre, nu făcea parte din niciuna dintre aceste categorii, ci chiar era top. A doua persoană la fel de cheltuitoare și de extravagantă ca și el, nu am întâlnit-o până acum și crede-mă, cunosc foarte mulți oameni cu foarte mulți bani. Cum v-ați întâlnit? Nu mi-ai spus. Ne-am întâlnit într-un club. Mie din totdeauna îmi place să dansez, să ascult muzică foarte tare. Îmi place muzica electronică, el este fan muzică electronică și ne-am întâlnit, uite așa. A rămas nu impresionat de mine ca și osatură, statură, nu știu ce imagine, pentru că la 1,67, 1,69 cât am eu și 48 de kilograme, nu pot să fii prea impozantă într-o cameră plină cu gonflabile dintre astea de 2 metri, botoxate, siliconate, curiciate. Deci nu prea. Dar contează energia. Ei, și atunci când vin gonflabilele astea, eu ies cumva ca o lumină pe acolo. Eu sunt, știu, eu veniți la mine să vă dau lumină. Cam așa eram eu. Și am atras, prin faptul că eram cu minte, când am aflat că sunt virgină. Plăceau chestiile astea. Și s-a pus așa interesul. Și-a mutat interesul de pe club, puțin pe mine, dar foarte puțin. Însă prima ta dragoste, știi care, că te marchează forever. Chiar dacă nu a fost dragoste, nu știu, a fost o obsesie, nici nu mai contează. Obsesia ta sau cred că a mea. Ulterior a devenit și a lui, pentru că mi-a reproșat la un moment dat, face: "Băi, ți-aduce aminte când erai disperată după mine?" Că erau cuvintele pe care le foloseam. "Cum mă căutai? Ei, acum vine momentul să fac și asta cu tine." Și ideea este că, bine, astea sunt trecătoare, toată lumea le trăiește, nu sunt prima nici ultima, însă după 10 ani în care m-am rugat în fiecare zi la Dumnezeu, la fiecare oră, cred, m-am rugat pentru acest om, fă socoteala că poți să aduni. Sunt 10 ani în care m-am rugat în fiecare zi, de cel puțin 10 ori pe zi, să fiu familie cu el. 10 ani, fiecare zi de 10 ori mulțește. Să fiu familie, să ne căsătorim. Și de ce nu v-ați căsătorit? Pentru că el nu vedea asta niciodată. Nu vedea, nici nu mă vedea atunci. Și în urma acestor... Vezi că era un bărbat liber? Nu. Liber ca, nu ca statut, dar era un bărbat liber. Adică era căsătorit? Era căsătorit, da, era căsătorit. Și era un bărbat care umbla. Adică... La el nu te dai seama că e căsătorit. Stai două secunde. Deci el era căsătorit, te iubea pe tine. Măi, nu, să nu folosim cuvinte prea grele. Era cu tine. Mă plăcea pe mine, mă plăcea pe aia, mă plăcea pe cealaltă. Și mai era și cu altcineva pe lângă tine. Păi, cu siguranță, da, păi așa fac ăștia milionari. E greu termenul de amantă? E... Păi, deci, nu pot să definesc asta, pentru că eu nu m-am simțit niciodată amantă. Nu, mint. Că nu m-am simțit ama, eu nu știu cum să zic. E greu, când ești copil nu-ți dai seama. Măi, când ai 20 de ani nu-ți dai seama. Când ai 30 de ani nu-ți dai seama. Ei, când am făcut 32 mi-am dat seama. Am zis, aoleu. Și mi-am dat seama că ceea ce vedeam eu nu era realitatea. Dar, vezi? Că nu știu pe seama a cui să pun chestiile astea, dar a trebuit să fie în viața mea. E o situație, e o discuție atât de ciudată, nici măcar nu vreau să vorbesc despre asta. Ideea este că da, eu am fost amanta cuiva. Nu era ca și când soția avea alte beneficii sau alt statut, poate mai mult financiare. Dar la vârsta aceea nu-mi dădeam seama de cât atârnă pe spatele meu. Ulterior mi-am dat
Însă Dumnezeu, pentru că niciodată nu lasă nimic nerăsplătit, mi-a dat un copil. El nemai vrând să facă copii. El avea un copil dintr-o altă căsătorie. Și când mi-a spus că vrea să facem copii, să ne căsătorim, eu am rămas șocat atunci. Ei, uite că nu s-a întâmplat asta. Deci am făcut doar copilul și nu am mai căsătorit. Este clar că atunci când te rogi, băi, mai mult de un an și ceva pentru ceva și nu vine, băi, eu nu știu, cred că e clar că nu e pentru tine. Îmi zici un pic de stilul vostru de viață? Spune că ai găsit pe cineva mai cheltuitor decât tine. Păi, care era stilul vostru de viață de atunci? Nu ai de mine. Mihai, ieșea cu 500.000 cash în fiecare zi. Acum 20 de ani, continuu. Deci doar așa ieșea din casă. Deci fără 200-300.000 cash nu ieșea niciodată. Adică mese... Plătești mesele peste tot. În orice club aveai de plătit 100 de milioane, tu ieșai în 5 cluburi pe seară. Accesorii. Curele cu diamante, inele cu diamante, pantofi de 3.000, acum 20 de ani, făi socoteala. Sau mai, și mai încoace, pentru că el a avut mulți bani. Și începând de la felul în care folosești un prosop, la ește toată familia, l-a aruncat. Mănânci doar, nu știu cum, pui mâna doar pe șervețel, pui, în fine, lampă doar de 7.000 de euro, cadă doar de nu știu. Sunt niște chestii dintre astea. Avea omul, avea un stil de viață. Avea. În vacanță plecați? Nu, niciodată. Păi când am spus la început că nu am niciodată o relație normală, fix la asta mă refeream. Că atunci când eram împreună cu el, deși avea de toate pentru toți, nu făcea astfel de lucruri. Mergeam la pescuit noi. Pentru că el nu suportă să zboare, avea o fobie, nu zboară, și nu avea pasiune pentru astfel de lucruri, pentru că le făcuse cumva pe la 20 și ceva de ani, 25, și nu avea de ce să le mai facă. Vorbind de lăm de 1000 de euro, prosoape aruncate, lumea s-ar putea să creadă că tu cumva l-ai iubit pentru bani. No, păi dar nu aveam nici bani de la el. Deci nu luam, adică, culmea, că asta mă întrebau prietenele mele. Băi, dar nu-i cești tu o geantă, nu-ți iei, nu, nici nu mă interesa nimic. Nu aveam jeans, nu aveam haine, nu aveam nimic. Din contră, dacă aveam un pereche de pantaloni, tot mama îmi dădea. Nu pot să spun că nu mi-a dat bani de-a lungul timpului când eram împreună. Nu aștept să spun niciodată chestia asta. Dar raportul era acesta. Ca și când ai dat tu cuiva 500 de lei. Că din momentul ce vii la tine cu 100.000 de euro, nu lua niște telefoanele alea câte 7-8.000 de euro, mai luam și cu o geantă, dar nu extraordinar de mult cât să justifice avuțiile lui. Nu m-a interesat astea. Chiar mi-a rămas în cap ceva de mai devreme. Vorbeai de obsesie. Da, am avut obsesie, clar. Și de faptul că el spunea că mă căutai pe mine. Ce nebunie ai făcut din iubire? Cum l-ai căutat? M-am dus într-o zi și mergând pe stradă așa frumos. Dar vezi, mă, Mihai, pe mine mă întreb mai chestii de-astea superficiale, vezi tu? Adică să înțeleagă... Dar nu sunt superficial. Ai, mă, ce n-ai făcut, da. De ce sunt superficial? De dacă era aici, Pleșul, pe ce întrebai pe Pleșul? Întrebai ce făceai când ne-am drăgostit? Dar crezi că Pleșul nu a făcut lucruri din asta, din dragoste? Nu. Dragostea nu are legătură cu... Știu, dar nu faci, nu. Nu. Nu, dar ce-ai făcut atât de grav de n-ar fi făcut Pleșul? Când știi, universalii ăștia nu prea mai faci, adică deja creierul ție. N-ai cum să citești, să faci astea și să ai viață deșucheată, să nu-i coerență. De asta spun că atunci când nu e coerență între niște lucruri, nu e nici prea mult la mansardă, știi? Sunt doar diletanți profesioniști, aia care citesc câte două, trei texte așa de pe undeva, le aruncă aici, colo și pare că, mamă, ce știe, a văzut două treaburi, a notat numărul și nu e așa. Dar să revenim, că mie îmi place asta cu superficialul. Băi, am luat un spray de mașină alb și pe o mașină de 100.000, nouă, m-am dus cu camere de luat vedere asupra mea, că îmi plăcea de atunci atenția și îmi plăcea să fiu sub lumina reflectoarelor, și am scris toată mașina Oana, cu spray de mașină alb. Oana, 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 Oana. Mai făceam din astea, mă ridicam din mașină și dădeam așa cu piciorul. Am rupt ușile la mașină, adică nu mă interesa nimic. Mașini noi, primele tipuri, de la Astonul, Bentley, și mai departe. Da, făceam, aveam niște de astea. Păi, la 20 de ani, când ai citit și tu doar licenii, roaca, ai văzut doar asta și niște benzi desenate, îți dai seama că nu poți să faci foarte multe. Acum că ești mai matură. Da, ce matură. De ce l-ai iubit? Ți-ai răspuns la întrebarea asta? Băi, mă făcea să râd, cum nu m-a făcut să râd nimeni niciodată. Era extravagant. Știa orice îl întrebam. Cât
puteam să întreb la vârsta aceea, dar chiar, crede-mă, era un om care citise foarte mult. Tatălui e de asemenea extrem de erudit și a fost obsesia vieților. Taică-su are la fel 70-80 de ani, domnul Nicu, salut, este extraordinar. Nu există element să-l întreb să nu știe unde a fost inventat, câștigat, făcut, cine a luat premiu, cine a fost, nu există, nu există. Istorie, geografie, chimie, nu există. Viața lui, fizica, chimia, istorie. Și m-au impresionat chestiile astea pentru că erau dublate de acești bani de divertisment. În momentul în care noi ieșam, nu era nimeni ca el. Nici acum în București nu ies la mese pe care le făcea de asemenea învergură, la fel cum erau cele cu el. Era șmecher pe înțelesul lumii, era șmecher, era și simpatic, nu era un tip urât. Și era ca și mine, genul ăla lângă care roiau toți. Sacul care și-a găsit petic. Să zicem așa. Doar că în momentul în care m-a întâlnit, nu eram ceea ce sunt acum, nu aveam curajul să mă exprim de față cu el la fel cum o fac acum. Și pana mea mi-a adus, mie îmi plăceau banii întotdeauna. Mama îmi spunea de când sunt mică, nu te joci cu copii decât de condiția ta socială sau peste tine. Nu intri în cercuri decât așa. Asta a fost o chestie. Astea sunt niște credințe limitative cu care eu am crescut și care mi-au făcut mult rău, dar într-un fel, fac un curs, credințele astea limitative te și ajută, pentru că sunt unele pe care le poți păstra de când ești micul, cărora le poți spune pa, le dai universului înapoi să plece. Și astea au fost unele între ele. Banii pe care îi avea, mama mă ducea, mă urca pe aici, pe Bucegi, ei, și el mă urca pe Himalaya. Și cumva, normal că îmi plăcea ce se întâmplă. A existat și o decădere a lui? Maximă. A existat o decădere maximă, adică ai totul și nimic. A fost fix în punctul acesta, da. Adică el nu mai are nimic? Da. Niște proprietăți, să zicem, dar sunt în litigii. Are un copil care valorează mai mult decât orice. Doi. Am înțeles că Evolet nu a fost un copil neprogramat. Nu. Ci unul programat. Băi, ai cercetat tu, băi, astea chestii pe care le spunem așa, da. Ce știi, ești foarte bine pregătit. Da, a fost, da. A fost programat, dar la modul ăla, astăzi facem dragoste până te las însărcinată. În două săptămâni, pe cuvânt, deci în două săptămâni am făcut testul, am rămas însărcinată. Am pierdut sarcina în trei luni. Mă iubeam continuu atunci. Am provocat un pic niște chestii. În fine, au trecut două luni, facem sex până rămâi însărcinată. Îți fac cea mai frumoasă fetiță blondă cu ochii albaștri din lume, așa mi-a zis. Dă-i seama că la cât abera el așa, că oricum abera, la un moment dat. Și fetiță, băi, ești tâmpit, zic, uite la mine, suntem amândoi bruneți și ateni cu ochii căprui. Eu necunoscută pe mama lui, am pierdut din vedere că ea are origini ruse, evreiești și cu blondă cu ochii albaștri. Da, și ulterior mi-a ieșit acest copil. Înțeleg că numele l-ați ales de la televizor. Da. Băi, deci da. Băi, Mihai, fii atent ce spun. La fel, eram în pat și pe TV rula un film mai antic, nu știu dacă 300, dar cred că tot așa. Și la un moment dat, tipa este răpită de niște barbari, luată, trasă, smulsă, muciuită și îl aud pe el. El ținut de alți doi barbari. Cred că voiau să-i facă ceva agresiuni de-astea senzuale. Și a strigat el atunci: Evolet! Băi, și noi eram în pat așa, știi? Și imaginează-ți, ăsta e numele! Da, așa a fost o chestie. Și ăla a fost. În momentul în care am ales acest nume pentru Evolet, pentru Evo, așa, nu avea nicio referință. Deci în 2012 nu a avut nici măcar o referință pe niciun internet, pe nimic. El mai este căsătorit acum? Nu. Relația cu Evolet este una vie? Păstrați legătura în momentul de față? Vie, dar... Băi, vie, e vie, 5 luni e în fiecare zi, 5 luni nu mai e. După aceea e un an, după aceea 2 ani nu mai e. O chestie de genul ăsta. Dar el a învățat-o și a spus o chestie foarte frumoasă, că dragostea pentru tine este unică, este nedepășită până acum de cineva din viața mea.
sunt viața și ești viața și sufletul tati, doar că tati când nu are bani, nu e ok și caută să facă bani. Pentru că el a fost învățat așa și l-a spus că nu pleacă de pe pământ până nu își consolidează din nou ce a avut pentru a lăsa copilul lui. Voi ați apucat să o creșteți împreună vreo zi pe Evolet sau v-ați despărțit înainte? Nu să intru la alte amănunte, dar da, am avut și momente în care am stat împreună câteva luni de zile și au fost destul de plăcute, să zicem. Dar nu cred că am funcționat trăind unul cu celălalt, deci clar nu. Cum te-ai hotărât să pleci în această relație de 12 ani? Într-un moment, știi că mi-am pus toată întrebarea, unde se duce dragostea când se duce? Măi, unde se duce dragostea aia de stai mâinile, venile, picioarele? Măi, nu știu dacă ai trăit vreodată, îți doresc să trăiești vreodată sentimentul acela suprem de dragoste în care simți că ieși din corpul tău și deci tot ce e carnal dai lui. Deci nu te interesează. I-ai dat tot, de la materie, la cenușie, la ce vrei tu, trupește. Băi, și într-o zi m-am trezit dimineața că nu m-am rugat pentru el. Într-o zi, bine, se întâmplaseră niște chestii și m-am trezit într-o dimineață. Nu vreau să mai vorbesc despre asta. Într-o dimineață m-am trezit și mi-am dat seama că nu m-am gândit la el pentru prima dată în 12 ani de zile. Și am zis atunci, e clar, ceva s-a întâmplat, mai mult decât ceea ce simțisem eu la un moment dat, pentru că în urma unei trădări supreme, n-a legătură cu trup, așa, am simțit că efectiv m-am despicat în două. În acel moment, Silvia n-a mai fost, sau Oana, niciodată ea. Am fost altă persoană. Am fost două persoane. Nici acum nu știu dacă am reușit să le unesc, să le contopesc din nou. Mi-a făcut o chestie care m-a deranjat teribil pe toate planurile. Mi-a distrus toate fundațiile. Și atunci, în acel moment, mi-am dat seama că nu mai e nimic între noi, deși noi ne-am mai reîntâlnit, am făcut dragoste, am încercat să facem sau să numesc ceea ce făceam dragoste, îmi este drag în continuare, dar nu aș putea să spun că mă iubesc sau cred că sunt mai multe sentimente. Apoi ai început să te reclădești într-un fel sau altul, singură fiind în București. Evolet ți-a stat alături sau te-au ajutat părinții tăi? Evolet nu poate să mă ajute decât prin prezență și farmec, că e tu copil sau nu. Nu vorbim despre chestii financiare, dar ea este în permanență lângă mine. Nu, vorbeam de părinții tăi, dacă după ce ai rămas singură, dacă cumva părinții tăi te-au ajutat în creșterea ei. Întotdeauna sunt lângă mine. Eu am avut niște momente foarte nasoale în ultimii 3 ani din viața mea. Ca să zicem pe românește, de în ultimii 3 ani din viață, cred că am fost cea mai săracă, material vorbind, dar cea mai plină de trăiri. Eu trăiam și cred că rar cheltuiam sub 3.000 de euro pe lună. Rar. Și am ajuns în momente în care am stat și cu 100 de lei, 2 săptămâni. Deci, cum? Ultimii 3 ani, 4 din viață, pot să spun că au fost cei mai nașpa. Cei mai nașpa. Material vorbind. Însă cei mai bogați spiritual, prietenii cei mai minunați, oamenii desăvârșiți din viața mea, tot în acești 3 ani am găsit. De-aia zic că niciodată Dumnezeu sau Universul, măi, nu ia fără să dea ceva. Și n-am simțit, am foarte rar la momente în care mă plâng, pentru că, na, aș vrea să... Un vis al meu este că... Dar, de fapt, nu vreau să zic, că nu vreau să dau visul meu, să învețe și ele să facă ce fac eu. Mie îmi place să îmi duc copilul să vadă chestii interesante în viața asta. Oameni interesanți, chestii interesante. Eu colecționez strângeri de mână de la oameni interesanți. Mi se pare fabulos să știu că am mâna cu o persoană care la rândul ei a strâns mâna nu știu câte persoane care la rândul lor au fost mari oameni. Și atunci aș vrea să cunoască oameni de genul ăsta. Dar au fost grei. Până în Bravo ai stil, ce s-a întâmplat cu tine? Până să decizi să vii în fața unei țări întregi. Nimic, sunt unicorn, Barbie eram. Unicorn, cum sunt și acum? Acum, băi, eu am o viață frumoasă. E o viață, nu știu, viața aia pe care o are unul, se naște, vine și mănâncă și la toaletă, trăiește, dansează. Cam asta, eu cu așa. Și normal, în timpul meu liber, pentru că îmi place să văd, mai mușu la tablouri, muzică, mai citesc eu Dilema nouă, veche, mai mă duc pe la Delea nouă, veche, mai aprind o lumânare, mai fac dintre astea. Dar eu sunt, am o viață liniștită, mă. Zim cu Bravo ai stil. Cum te-ai hotărât să vii? Dintr-o poție. Și dacă nu ți-a fost teamă de percepția oamenilor?
Nu, no, am venit, Mihai, am venit la Bravo Ice Steel, mi-a zis sora mea. Dar asta e poveste, nu știu dacă pot să eu zic. Am venit la Bravo Ice Steel, o relatez ca atare. Fără supărări, fără nimic. Băi, Oano, fii atent că s-a făcut ceva pentru tine. Zic, ia mă, ce s-a făcut? Vezi că s-a... e un concurs, mă, băi, Oana, la televizor. Și eu zic, la ce post, mă? La Canal de, zic, la Canal de. Ce ar putea să fie legat de mine la Canal de? Păi erau cu lăutar, cu de-astea și așa. Băi, Oana, nu mai râde, mă, te rog, eu frumos, uite, fii atent ce spun. Lasă-mă să mă... ia-mi închis telefonul. Hai, hai, mă, lasă-mă, Doamne, prostii tale. Și-mi trimite poză. Concurs Canal de, Juriu, Moris, Raluca. Și îmi zice... și Iuri Alb. Îmi zice... uite, să vezi că nu e chiar așa. Și mi-a captat atenția. Eu, la vremea respectivă, urmăream pe doamna nespecificată în anale, pentru că cumva mi se părea pentru plaiurile mioritice ok și de la 200 de kilometri de pământ, orice ramă pare mișto. Te apropii, vezi că e lipită. Și îți dai seama de niște chestii. Și a zis, bă, uite că e drăguț asta. Hai, mă! Și am făcut o scrisoare, știi că în concurs scrie să te să-ți faci o descriere mică, atașezi câteva poze profi și te înscrii. Eu mi-am făcut cumva, nu știu cum face norocul, să mi-am făcut în urmă cu câteva săptămâni, luni sau nu știu ce, o ședință foto drăguță. Și aveam niște poze drăgălașe pentru vremea aceea, drăgălașe cu colecția mea. Eu făcusem o mini-colecție de vreo 23 de piese pe care n-am reușit să o vând deloc. Culmea, erau foarte faine. Nu doar eu am spus, au spus și alții. Băi, și în fine, și fac descrierea asta și am zis așa. Dacă pe mine nu mă aleg în urma acestei descrieri, mi-am pus acolo într-un paragraf de 25 de propoziții sufletul meu, înseamnă că acest concurs este un fake total. Și am... cineva dintre amicele amicilor mei cunoștea pe cineva de pe aici, de pe la Canal, și am pus să întrebe, după două săptămâni în care nu m-a sunat nimeni, dacă există Oana Popescu acolo. Și mi-a spus că nu, nu există pe listă Oana Popescu. Mi-am băgat organul carnal în mai multe specii de oameni din, pe lângă mine, de prin față, de așa mai toate. Mi-am revenit pentru că acea nu citise nimic și eram pe dezechilibru ăsta emoțional și băgam. Nu că acum n-aș fi. Așa, Barbie, it's a bad bitch. Și după care mă sună telefonul într-o zi. Eu eram prin casă, știi, nu știu ce tot făceam, mă, tot fulfuiam pe acolo. Alo, da, nu făceam asta. Să fiți pregătită pentru, n-am mai am auzit complet, pentru etapa următoare. Și eu zic, poftim? Nu să ți popesc cu Silvia Elisabeta? Puțin vocea, știi? Zic, pa da. Să fiți pregătită pentru etapa următoare la Bravo Ice Steel, nu v-ați înscris la concurs? Pa da. Vă dau mesajul, bam, bam. Și așa a început acest periplu. Pe culmile modei, rușinii, după aceea mândriei, mai târziu disperării și așa mai departe, sentimentelor care m-au încercat în funcție de... M-au încercat, punct. Tu nu poți să-i spui numele, eu pot să-i spun. Te-ai fi așteptat de la Iulia Albu să te înțeleagă mai mult, fiind două personaje excentrice, cumva când te-ai înscris ai crezut că ea o să-ți fie aliată în drumul ăsta? Deci nu are legătură caracterul infect cu percepția despre avantgardă, styling, modă. Când ești ca și caracter nulă, când vorbești urât și ești rău cu o persoană, restul nu mai există. Pălește. Și atunci când eu, la 35 de ani cât aveam, a fost prima dată în viața mea când am întâlnit oamenii răi, pentru că prima dată în viață când am întâlnit cele mai rele persoane au fost prin prisma acestui concurs, care mi-au marcat sufletește existența, am sechele și acum am fost până în cabinet jos acolo și am văzut în dreapta, în stânga mea, când dreapta n-aveau cum să fie, două exponente, mi-a venit, băi, am avut sentiu de repulsie, mie îmi vine să vomit. Spun sincer, rare sunt specimenele care mă fac să vomit. Și alea sunt niște flegme pe stradă și așa mai departe. Deci imaginează-ți ceea ce mă fac să simt anumite persoane. Deci când ești rău și minți și te uiți în ochii cuiva și râzi după aceea, nu te face în fața mea decât un nimic. Multiplii lui zero sunt zero întotdeauna. Ei erau unul dintre ei. Te-au marcat conflictele de acolo, cum spuneai? Foarte mult. Pentru că toate au fost reale. Da, toate conflictele da. De acolo. Oamenii nu înțelegeau când ești puțin
și îngust la minte, nu înțelegi că omul, ca nici acum, cred că după atâtea sezoane, ele nu înțeleg că bravo, ai stil sau a vorbi despre, a critica sau a da lecții despre modă, nu înseamnă a critica persoana din spatele unor haine. Tu critici ce poartă. Niște obiecte vestimentare care nu au legătură aparent cu ceea ce este spate. Însă, dacă aprofundăm discuția, pentru că moda nu este o chestie superficială și în momentul în care cineva se îmbracă sau pune și compune 4 sau 5 piese pe el, îți dai seama că decât dacă are ceva în cap, poate să înrămeze într-un tablou de la culoare, volum și, nu știu, texturi, chestii care să dea un ansamblu, să fie un ansamblu vizual plăcut. Deci omul care face chestia asta, clar are mai mult în cap decât unul care și-a târnă pe el o geacă de piele cu blugi rupți în, aici și cu glezne goale și cu anghiaș, cu tălpi și cu gel și cu sprâncele pensate. Deci este o diferență. Cum a fost experiența și dacă te-au definit conflictele? Mie îmi plac conflictele. Deci eu ador să fiu în contradicție cu persoane deștepte care să mă combată în ceea ce eu afirm, da? Cu subiect și predicat, agramat și cu simțul umorului. Eu ador chestia asta. Într-adevăr, greșeam prin tonul pe care l-am. Eu, dacă nu aș fi avut acest ton ridicat și aș fi spus tot ceea ce spuneam, dar așa, cu siguranță nu mai eram catalogată drept mahalajoaică. În România, cum se știe, mahalajoaică este o persoană care vorbește tare și spune adevărul. O prostituată care vorbește încet și domol este o doamnă. În general, noi ăștia superficiali nu vrem să arătăm că suntem doamne, iar dânsele care sunt cum sunt, ele vor să arate că sunt doamne. E o diferență mică de nuanță, dar cine vede, cunoaște. Ai vreun regret din tot ce s-a întâmplat până la vârsta asta? Ieri am postat pe Instagram o chestie a lui Hopkins în care spune că a fost un sinner, deci un păcătos mare, a făcut și rele și bune și că nu are regrete. Viața este prea scurtă să faci, să ai regrete. Dar a spus-o la câți ani? La 60 ceva sau de cât are? Cred că să întrebi o persoană la 30 ceva, la 40 ceva, dacă are regrete, e destul de nu știu, de ciudat, pentru că încă nu cred că a trăit totul. Eu cel puțin nu am trăit totul. Dacă ar fi să am regrete, este timpul pe care nu-l petrec cu părinții mei. Asta este o chestie. Și faptul că nu sunt ambițioasă să pot să inițiez lucruri. Eu sunt ambițioasă și în momentul în care sunt cooptată în ceva, dar nu inițiez. Cred că astea sunt chestii care mă fac... și al treilea, o să fiu foarte sinceră. Al treilea ar fi faptul că mi-ar fi plăcut că atunci când Devolet era foarte mică, să nu las nicio secundă din viața mea să nu fie pentru ea. Da, timpul pe care l-am petrecut cu Devolet, deși am stat în permanență cu ea, nu eram prezent acolo pentru că soțul, tatăl ei, era niște probleme extrem de mari și nu mă puteam concentra. Și într-adevăr, ăsta este un regret al meu. Mi-ar fi plăcut să trăiesc fiecare secundă ca și când erau zeci de ani lumină compactați în ea. Îți mulțumesc mult că ai stat în oglindă. Mulțumesc și eu. Este foarte rar când descoperi oameni care îți dau lumea peste cap. Așa mi s-a întâmplat mie cu Silvia Oana Popescu. Un om cu numai altul și de la care sper că ați învățat că dacă vii în fața oamenilor asumat, ești iubit din ce în ce mai tare. Vă mulțumesc!